Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Stella Ivan. Bine ați venit pe canalul meu! Astăzi ne vedem din nou cu o rețetă, ca de obicei, ușor de făcut, rapidă, cu puține ingrediente, o rețetă de clătite americane cu mere. Dragii mei, vă mulțumesc tuturor pentru susținere. Îi rog pe cei care nu s-au abonat să se aboneze, este gratis, iar în felul acesta mă pot ajuta și încuraja să merg mai departe. Iar acum vă invit împreună cu mine să vedeți despre ce este vorba și ce îmi trebuie pentru a face această rețetă de clătite americane cu mere. Haideți cu mine. Acestea sunt ingredientele care îmi trebuiesc pentru clătitele americane cu mere, și anume 2 ouă, 50 de grame de zahăr, 250 de ml de lapte, 200 de grame de făină, 50 de grame de unt topit, un pic de sare, un pic de esență de vanilie, 8 grame de bicarbonat pe care îl voi stinge cu un pic de oțet, o jumătate de linguriță de scorțișoară și 2 mere pe care le voi curăța de coajă și le voi răzui pe răzătoarea mare. Toate ingredientele sunt aici, o să încep să le amestec, după care voi pune în tigaie pentru a frige aceste clătite. Foarte, foarte simplu. Voi începe cu ouăle. Sarea, zahărul și voi amesteca un pic. O să pun și untul. Pun lapte. Pun esență. Iar acum pun făină. Așa arată deocamdată. Mai pun lapte. În funcție de făina care o aveți, s-ar putea să vă iasă mai subțire sau mai groasă. Dacă este prea subțire, pentru că va trebui să fie o consistență un pic mai groasă. Dacă vă iese prea subțire, mai adăugați făină. Dacă vă iese prea groasă, mai adăugați un pic de lapte. Deci, ceva cam așa ar trebui să fie. Acum o să pun bicarbonatul pe care o să-l sting cu o lingură de oțet. Iar acum dau compoziția deoparte până când voi curăța și voi răzui merele. Am curățat și am răzuit merele, iar acum le voi pune așa cum sunt cu sucul lor, fără să le storc, în compoziție. Acum pun și scorțișoara și voi amesteca din nou. Și asta a fost tot. Compoziția este gata, voi merge la aragaz și voi începe să formez clătitele. De obicei, mie îmi place să mai adaug un pic de unt în tigaie. Tigaia este încinsă. Am adăugat untul, iar acum cu o lingură, aceasta este compoziția, cu o lingură, nu foarte plină, ceva de genul acesta, o să pun în tigaie. O să las în jur de un minut jumate, 2 minute pe fiecare parte. O să acopăr pentru a se coace mult mai bine. O să întorc pe partea cealaltă. Uitați. Și la fel voi lăsa în jur de un minut jumate, 2 minute. Clătita mea este gata, o să o iau și așa o să continui până când termin toată compoziția. Acestea fiind spuse, așa arată clătitele mele americane cu mere. Se poate pune zahăr pudră sau se poate pune topping-uri de toate felurile. Eu aici am topping de vișine. Dragii mei, așa cum am spus, o rețetă ușoară, cu puține ingrediente și
și foarte, foarte gustoase. Mi-au ieșit niște clătite foarte bune, foarte aspectoase. Dragii mei, o rețetă care merită încercat. Iată că am ajuns și la final. Am dus la bun sfârșit o altă rețetă, o rețetă ușor de făcut, cu puține ingrediente și care este într-adevăr foarte, foarte bună. O rețetă, cum v-am spus, care merită încercată. Dragii mei, vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc pentru gestul vostru. Sper să ne vedem cât mai curând posibil și până data viitoare, ca de obicei, rămas buni!